Ieri a fost foarte frumos. Ieri a fost grozav, astăzi s-a schimbat. S-a răcit. 4 de martie. Da. Câți ani de la cutremurul de 77? Da, da. Câți sunt? Nu știu. Parcă tu nu știi. Ba știu, dar trebuie să calculez. 44. 44, da. Ăsta e parc, într-adevăr. Bănci ca lumea. George, băi, nu o să-l facă până e hău, n-are cum. Să iasă așa. Mai ales acum că e și PSD-ist. E mare. Dar nu face nici așa. Păi ce e ăsta din Oroștie, nu-i PSD-ist? E bine. Îi place la Măriuță. Numai că nu a dus nici copii și nu-i nici soare. Un pic de soare. S-a întunecat tot țără. Dar totuși e bine că nu bate vântul. Și nu... Acum să dăm de-n lai. Orice caz, ăsta de câți ani e făcut de vot? 3-4 ani? E terminat. Parcul. Dar e extraordinar de frumos. Mă, știi cum e vorba? Omul sfințește locul. Ar fi făcut și cărăguț acolo, da? O prins o firmă proastă. Banii s-au dus. Banii mai are, că trebuie să rezilieze contractul cu ea. Să... Dar acum, cred că din martie. Să sperăm că până la iunie să termine și ăla, terenul de sport. N-au copii aia unde să juca, n-au... Acolo era bună o sală de sport făcută la băi. Vinea echipe, era, făceau cantonament acolo, iarna în sală. Se mai umplea și hotelurile. Poftim? Nu, nu filmăm. De ce? Ai putut zicea că după asta ai putut filmea și poveste. Nu, că filmez. Plecăm. Filmez parcul, că e ce frumos și... Ăla nu-i rece, Măriuță? Ce leagă, e rece? E de ăla de plastic. E rece. Simte bine că deja... Vezi ce viteză are. Da! Să vii să te salvezi? Dar pune picioarele sus și lasă să meargă încet. Că se oprește el. Nu mai dau cu viteză.